Vă invit acum să ascultăm cuvântul Domnului din Evanghelia după Luca, de la capitolul 22, versetul 31 până la versetul 34, și apoi de la versetul 54 până la versetul 62. Pagina 1019 în Sfânta Scriptură. Evanghelia după Luca, de la capitolul 22, versetul 31. Domnul a zis: Simone, Simone. Satana v-a cerut să vă cearnă ca greul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Doamne a zis Petru, cu tine sunt gata să merg chiar și în temniță și la moarte. Și Iisus i-a zis, Petre, îți spun că nu va cânta astăzi cocoșul până te vei lepăda de trei ori că nu mă cunoști. Vestetul 54. După ce au pus mâna pe Isus, l-au dus și l-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea după el de departe. Au aprins un foc în mijlocul curții și au șezut jos. Petru s-a așezat și el printre ei. O slujnică l-a văzut cum ședea la para focului, s-a uitat ținte la el și a zis, și omul acesta era cu el. Dar Petru s-a lepădat și a zis, femeie, nu-l cunosc. Peste puțin l-a văzut un altul și a zis, și tu ești unul din oameni aceia. Iar Petru a zis, omule, nu sunt dintre ei, Cam după un ceas, un altul întărea același lucru și zicea: Nu mai încap îndoială că și omul acesta era cu el, că este Galilean. Petru a răspuns: Omule, nu știu ce zici. Chiar în clipa aceea pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul. Domnul s-a întors și s-a uitat ținte la Petru și Petru și-a dus aminte de vorba pe care o spusese domnul: Înainte ca să cânte cocoșul, te, le te vei lepăda de mine de trei ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar: Amin. Vă să ocupați locurile. În săptămâna care a trecut, în noaptea de luni, înspre marți, m-am trezit pe la 1 și jumătate. Și timp de mai bine de două ceasuri n-am mai putut dormi. Și în perioada aceasta am început să meditez și să-mi pun o serie de întrebări. Întrebări legate de viața personală, legate de familie, legate de copii, de nepoți, legate de biserică, legate de slujba la care m-a chemat Dumnezeu, legate de scriptură. Și una dintre întrebările care m-a frământat în perioada aceasta de nesomn a fost următoarea. Oare Domnul Isus Hristos, când a fost aici pe Pământul acesta, a avut ceva dorințe? care să fie consemnate explicit în Sfânta Scriptură. A dorit ceva. Și în timp ce meditam la întrebarea aceasta, mi-au venit în minte două pasaje din Scriptură și am încercat după aceea dimineața să caut mai multe și nu prea am găsit, două pasaje din Scriptură care arată ce a dorit Domnul Isus Hristos. Un asemenea pasaj este în Luca, în capitolul 12, unde Domnul Isus Hristos zice așa, am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de mult doresc să se împlinească. Despre ce vorbea Domnul Iisus Hristos, frate și surori? Deci a trecuse peste botezul în apă. Vorbea despre botezul acesta al suferinței. Când a venit mama firului Zebedei cu fiii și au cerut să stea unul la dreapta și unul la stânga, a zis Domnul puteți voi să beți paharul pe care o să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care o să fiu botezat eu? Și au zis ei, putem! La ce se referea? La perioada asta de, de suferință, la, la, crucificare. Și al doilea pasaj care vorbește despre o dorință a Domnului Iisus Hristos este aici în capitolul 22, unde Domnul Iisus Hristos spune așa Am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patiema mea. Adică am dorit mult să țin sărbătoarea asta cu voi. Și pentru că a dorit așa de mult, dragii mei, spune Sfânta Scriptură că a trimis pe doi ucenici în cetate, le-a spus cum se vor derula lucrurile, vor întâlni un om cu un urcior cu apă și unde va intra el să intre și ei și să zică, învățătorul zice, vreau să fac paștele cu ucenicii mei în casa ta. Și o să vă arate o daie de sus, gata, pregătită. În timp ce sărbătoreau paștele, Domnul Iisus Hristos a instituit ceea ce noi numim cina Domnului sau cina cea de taină. A luat o pâine, bine binecuvântat, a frânt-o, a împățit-o și a zis, luați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. A luat un pahar, a mulțumit, l-a dat și pe acesta și a zis, acesta este sângele meu care se varsă pentru mulți spre păcatelor. Dar tot în timp ce se derula, dragii mei, sărbătoarea asta, Domnul Iisus Hristos a făcut două prevestiri una cu privire la sine și alta cu privire la ucenici. Prevestirea cu privire la sine viza vremea care urma să, să treacă peste el, vremea vânzării. Și a zis Domnul Iisus Hristos, unul dintre voi mă va vinde. Referitor la ucenici, dragii mei, le-a vorbit lor și le-a prevestit că pentru ei va veni vremea cernerii. Satana va a cerut să vă cearnă. Când a fost prins Domnul Isus Hristos pentru ucenici aceștia, a început vremea cernerii. Dragii mei, vremea cernerii este o vreme de ispite susținute, de încercări susținute. Este o vreme, dragii mei, de furtuni care se abat peste ființele, peste viețile noastre. Este o vreme pe care nici noi nu înțelegem. Vi s-a întâmplat lucrul acesta? Dintr-o dată, lucrurile să se schimbe într-un mod inexplicabil, să stați să vă întrebați, dar oare ce se întâmplă în viața mea? Vremea cernerii este o vreme în care nu ne înțelegem pe noi înșine. Cum putem noi să reacționăm așa? Ascultați-mă, v-ați gândit vreodată, dacă n-ar fi scris în scriptură, v-ați gândit vreodată că ucenicul Petru ar putea să reacționeze cum a reacționat aici, în pasajul acesta? V-ați gândit vreodată? Trei ani și jumătate să fii cu Domnul. Să ai descoperire de la Dumnezeu. Să vezi minunile, să auzi cuvinte înțelepte. Și dintr-o dată, într-un timp relativ scurt, să spui, nu de ai lui și nu-l cunosc. Nu știu despre ce vorbești. Trecem prin vremea asta a, a cernerii, dragii mei, și nu ne cunoaștem, nu ne recunoaștem pe noi înșine. Cum am putut să fac lucrul acesta? Cum am putut să mă comport așa? E o vreme în care, dragii mei, nu îl înțelegem nici pe Dumnezeu. Ați trecut prin vremuri în care nu l-ați înțeles pe Dumnezeu. Când ați fost cernuți prin ispite, prin încercări, prin furtuni, și v-ați pus întrebarea asta, Dumnezeule, unde ești? De ce mi se întâmplă ce mi se întâmplă? De ce trec prin ceea ce trec? Dumnezeule, nu te înțeleg. Dragii mei, ce ne era o metodă folosită în vremuri mai de demult pentru separarea grâului de pleavă și de alte impurități? Din punct de vedere spiritual, dragii mei, nu doar ucenicii sau Petru au trecut prin vremea cernerii. Fiecare dintre noi, dragii mei, trecem prin vremea cernerii. Unii ați trecut odată sau de mai multe ori, alții veți trece. Despre asta vreau să predic în această dimineață, cu ajutorul Domnului, dragimei despre vremea cernerii. A venit sau o să vină? A venit, a, a venit această vreme, dragii mei, peste unii, sau va veni această vreme peste alții când diavolul într-un mod special se va ocupa de noi. Așa cum s-a ocupat de Petru. Vremea cernerii. Deci, mai vremea cernerii este mai întâi de toate o vreme de testare. O vreme în care trăim viața sub presiune. Sub presiunea încercărilor, sub presiunea ispitelor, Sub presiunea vânturilor care bat teribil în corabia vieții noastre și ne presează și ne presează din toate părțile. Acum vreau să, să spun ceva ca o paranteză dacă vreți. Uneori presiunea aceasta asupra vieții noastre vine din partea lui Dumnezeu. Știți, în Vechiul Testament spune Sfânta Scriptură că Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avram. Presiunea care a venit peste viața lui Avram a venit de la Dumnezeu. Dumnezeu din cer i-a cerut un lucru aproape imposibil de îndeplinit după mintea noastră. A zis Dumnezeu, ia-l pe Isaac, pe singurul tău fiu pe care îl iubești și a dus jertfă pe un munte pe care ți-l arăt eu. E complicată treaba asta, dragii mei. Dumnezeu a avut în perioada asta, dacă vreți, de cernere, să testeze două lucruri importante în viața lui Avram. Credința și frica lui de Dumnezeu. Credința și frica lui de Dumnezeu. Vreau să vă întreb din ceea ce este în Scriptură. A trecut Avram testul acesta? Dumnezeu i-a zis așa, era, era bătrân, nevasta era înaintată în de, 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 de vârstă, că vei avea un copil în care va fi binecuvântat el și toată sămânța lui. Și la o vârstă, când după mintea omenească nu se mai poate, l-a avut pe Isaac. Și Dumnezeu zice al pe Isaac și jertfește el. Avrame, mai crezi că ce a zis Dumnezeu se poate împlini? Mai crezi și cu credință Avram îl ia pe Isaac, pornește la drum, îi pune lemnele în spinare, urcă pe munte, zidește altarul, pune lemnele, îl pune pe Isaac. Cu credința că Dumnezeu îl poate da înapoi în via din morți. Și ca în via din morți l-a primit. Slăvit să fie numele Domnului. Dar, dragii mei, când Dumnezeu pune această presiune pe, pe, pe Avram, dragii mei, îi testează nu doar credința, ci frica de Dumnezeu. Ai suficientă frică sănătoasă de Dumnezeu? Să asculți de Dumnezeu când mintea îți spune că este ceva dincolo de puterea omenească? Ai frica de Dumnezeu să asculți. L a luat pe Isaac, a punit în călătorie, l-a urcat pe munte, a zidit altarul, a pus lemnele, l-a pus pe Isaac și a ridicat cuțitul și a strigat din cer. Oprește-te! Știu acum că te tem de Dumnezeu. A testat credința și a testat frica de Dumnezeu. Dar, dragii mei, alte ori, presiunea asta asupra vieții noastre vine de la cel rău. Spune Sfânta Scriptură aici că Domnul i-a zis lui Simon Petru așa, V-a cerut satana să vă cearnă, adică sunteți pe mâna lui, să fiți pe mâna lui. Și-a fost pe mâna lui. Sunt perioade în viața noastră, dragii mei, în vremea cernerii, când Dumnezeu îl lasă pe cel rău să se ocupe în mod special de noi, să ne testeze. Vă vine să credeți sau nu vă vine să credeți? Dacă Domnul Iisus Hristos îi spune lui Simon Petru despre el și despre ucenici, satana vrea să vă cearnă, v-a cerut să vă cearnă. Și, dragii mei, această cerere a satanei a fost ascultată, împlinită, a fost dat pe mâna satanei să fie cernut. Asta se întâmplă și cu alți urmași ai Domnului Iisus Hristos. Și în această vreme, dragii mei, de cernere. Vorbesc acum despre Petru. Și vorbesc despre noi. I-a testat loialitatea lui față de Domnul și a testat credința lui. Și când vine vremea cernerii peste noi sau pentru noi, dragii mei, în felul acesta, ni se testează loialitatea noastră pentru Domnul și ni se testează credința noastră. Ce înseamnă loialitate? Dumneavoastră sunteți loiali lui Dumnezeu. Frați și surori, sunteți loiali. Suntem în biserică, sigur că în biserică suntem. Că și Petru a fost loial Domnului câtă vreme a fost în condiții speciale, când a fost lângă Domnul, când putea să-L vadă. Loialitate înseamnă, printre altele, atașamentul față de cineva care se arată prin împlinirea obligațiilor și angajamentelor asumate. Și ascultați-mă, Petru și-a luat acest angajament. Eu mă duc și în temniță și la moarte. Dragii mei, dincolo de cortina aceea, pentru cei care nu știți, un bazin, Și am intrat acolo în bazinul acela foarte mult din această comunitate. Și am zis, până la moarte. Niciunul n-am știut cât e de aici până la moarte. A știu careva. A știu frații mei, niciunul. Dar a știut, dragii mei, că de aici până la moarte, pe unde se va duce viața dumneavoastră, a știut va dintre dumneavoastră dar a zis eu până la moarte vreau să-L slujesc pe Domnul. Asta înseamnă indiferent de condiții. Când se schimbă condițiile, se arată loialitatea. Cât de atașați suntem noi față de Domnul, nu când ne merge bine, când ne merge rău. Când trăim viața sub presiune, cât de atașați suntem? Dragii mei, este istoria lui Iov în Vechiul Testament, o știți foarte bine. Când omul acesta a fost presat puternic pentru că a venit și pentru el vremea cernerii, l-a dat Dumnezeu pe mâna Satanei. Și în vremea aceea, dragii mei, Satana stătea după că o stătea la pândă să vadă cât de loial este Iov pentru Dumnezeu. Cât de atașat rămâne pentru Dumnezeu atunci când, dragii mei, vine tăvălugul acela al încercărilor peste el. Blastă-mă pe Dumnezeu și mori. Auzi din toate părțile. Și Iov s-a aruncat cu fața la pământ. S-a închinat și a zis, Domnul a dat, Domnul a luat. Ziceți mai departe. Fie numele Domnului binecuvântat, Asta înseamnă loialitate pentru Dumnezeu, indiferent de încercările vieții. Dragii mei, vremea cerneri este o vreme a testării. Ni se testează loialitatea noastră pentru Dumnezeu atunci când suntem bătuți în toate părțile, în ciurul acesta al vieții, dragii mei. Cât de atașați suntem față de Dumnezeu. Dar se testează credința noastră credința în ce am mărturisit odată despre Dumnezeu sau despre Domnul Isus Hristos. Deci, mei, știți Biblia că o citiți. Știți ce a mărturisit Petru despre Domnul Isus Hristos, cel puțin în două ocazii? A zis Domnul, asta zic oamenii despre mine, dar voi ce ziceți? Ce ziceți voi? Și a zis Petru, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Petre, crezi asta? Chiar crezi că este Hristosul? Asta e credința ta? Și a zis Domnul către Petre, nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în cerul. El ți-a descoperit. Asta este ocazie. Și în altă ocazie, în Ioan capitolul 6, după ce Domnul vorbește despre faptul că uh, trebuie să mănânce trupul lui, să bea sângele lui, unii îl părăsesc. A zis, domnul, voi nu vă duceți. Da unde să ne ducem, a zis Petru. Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și noi am ajuns, noi am crezut și am ajuns la cunoștința că tu ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Deci, mei, asta, e, asta era credința pe care am mărturisit-o Petru despre Domnul. Și acum vine vremea cernerii. Mai crezi, Petre, ce ai mărturisit altădată? Mai crezi același lucru? Și în fața acestor oameni, zice: Nu, nu, eu, eu nu sunt de lui. Ce am mărturisit altădată azi nu e mai valabil. Deci, mai tot dincolo de cortina asta, am mărturisit Că noi credem că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și dacă mă uit în scriptură cine este Isus Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a făcut mântuitor și l-a făcut Domn. Adică stăpân peste viața noastră. Și întrebarea mea este când vine vremea cernerii și suntem în ciur. Mai credem asta? Că este mântuitor și este Domn. Mai credem, dragii mei? Că e simplu să fii creștin de duminica sau atunci când uh, intri în apa botezului și sărbătoare și știi că te așteaptă un braț de flori când ești dincolo uh, din apa botezului. E simplu să zici, eu cred că Hristos, Hristos este Fiul Lui Dumnezeu. Dar când vine cernerea? Da, când vine cernerea. Deci, dragii mei, vremea cernei este o vreme de testare. Diavolul se ocupă în mod special de noi să ne testeze loialitatea noastră față de Dumnezeu și credința pe care am mărturisit-o și credința noastră în ceea ce a zis Dumnezeu sau ce a zis Domnul Isus Hristos. Dar, în al doilea rând, vremea testării este o vreme îngăduită de Dumnezeu. Mai repet, pentru noastră câte oară, vremea aceasta a cererii este o vreme în care diavolul se ocupă în mod special de noi. Și se ocupă în mod special de noi, dragii mei, intervenind foarte frecvent în viața noastră, ispitindu-ne foarte frecvent. Știți că în viața lui Iov au venit unele după altele loviturile. Nici n-a terminat un sol să aducă o veste, a venit alt sol. N-a terminat, a venit alt sol. Boii erau măgărițele, erau acolo, pășteau și au venit niște sabeni și le-a propadit. Focul din cer a venit și uh, a ars uh, oile. Niște uh, haldeni au venit și au uh, nimicit cămilele. Uh, fii tăi, fiicele erau undeva într-o casă, uh, ținau sărbătoare și a venit un vânt și a dărâmat casa peste ei. Ca o mitralieră care lovește, uh, uh, salve una după, una după alta, dragii mei. Așa vin ispitele în momentele acelea, în perioada aceea, a cernerii. Spune Sfânta Scriptură aici în pasajul citit că o slujnică l-a văzut pe Petru. Și a zis ce a zis. Și spune Sfânta Scriptură așa. Nu după multă vreme, un altul a zis. Cam după un ceas, a zis altul. Adică, dragii mei, într-o unitate foarte mică de timp, Petru este asaltat, dragii mei, cu aceeași întrebare. Ești, ești, sau cu aceeași provocare. Ești, ești, ești. Pentru că aceste lovituri, unele după altele, într-o unitate mică de timp, au menirea să te epuizeze, să-ți pierzi resursele spirituale, să-ți pierzi credința. Diavolul te lovește în mod repetat, sub diferite forme, în locuri foarte diferite. Pe Domnul Iisus Hristos în pustiu, apoi pe templu și apoi pe un munte foarte înalt aici undeva în curtea Marului Preot, oriunde. Dar întrebarea pe care mi-am pus-o când am citit cuvântul Domnului și am văzut că vremea asta Cern, este o vreme în care diavolul se ocupă special de noi. Întrebarea a fost următoarea. Oare chiar poate face de capul lui? Ce ziceți? Chiar poate face de capul lui? Zice Domnul, satana va cerut să vă cearnă. Nu poate face de capul lui. A trebuit să ceară permisiunea stăpânului. Deci de ce a fost nevoie ca satana să ceară lui Dumnezeu? Să îi îngăduie, să se ocupe în mod special de Petru și de ucenici sau de noi care suntem în locul acesta. De ce a fost nevoie ca satana să facă un fel de rugăciune? Nu prea l-am întâlnit pe satana rugându-se. Dar uite că de data asta se roagă. Să lase Dumnezeu să se ocupe în mod special de Petru, să-l cearnă. Știți de ce? Pentru că Petru, ascultați-mă, era proprietatea Domnului. Devolo poate face ce vrea cu ce care sunt a lui. Nu trebuie să ceară permisiunea. Dar trebuie să ceară voie când se ocupă de cineva care este proprietatea Domnului. Și Petru și ucenici erau proprietatea Domnului nu se putea ocupa de proprietatea Domnului, numai dacă proprietarul dădea voie. A zis Domnul Iisus Hristos în rugăciunea din Ioan 17, am făcut de cunoscut numele tău oamenilor pe care tu mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat. Sunt ai mei. O să ziceți, bine fratele relu asta e vorba de Petru, de... Andrei, de Iacov, de, de, de apostoli. Dar eu? E cineva în biserica asta astăzi care cu o convingere de nezudrușimea poate să zică eu sunt proprietatea Domnului. E cineva. Scrie apostolul Pavel în Coriter, pe la capitolul 6 Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu. Pentru că voi nu mai sunteți ai voștri, ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul vostru și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Când v-ați gândit ultima dată, frați și surori, eu sunt proprietatea lui Dumnezeu? Când? Trupul ăsta e proprietatea lui Dumnezeu, ființa mea toată. Proprietatea lui Dumnezeu. Și dacă sunt proprietatea lui Dumnezeu, nici eu nu mi pot permite să fac ce vreau cu ce e proprietatea lui Dumnezeu, nici diavolul nu și permite să facă ce vrea cu proprietatea lui Dumnezeu. Eventual zice, Dumnezeule, lasă-mă să-l cern. Și s-ar putea să zică Dumnezeu, cernel și deodată să se schimbe totul în viața mea, că a venit vremea cernerii. Dragii mei, când Dumnezeu îngăduie vremea cernerii, îngăduie vremea asta controlându-o, o controlează. Dragii mei, o controlează limitând acțiunile diavolului îi permite pentru o vreme. Zicea Iov, atunci când era pe mâna diavolului, pe mâna satanei, așa am eu parte de luni de durere și de nopți de suferință, luni de zile. Domnul a fost 40 de zile în pustiu. Știți cât, știți cât a durat cenerea asta a, a, lui Petru? Știți? Frații și surori. De seara, până când a cântat cocoșul. O noapte. A zis Domnul, în noaptea aceasta. E mult sau e puțin? Frate și surori, câteva ceasuri. Dar câteva ceasuri suficiente ca să rămâi loial Domnului sau să zici, nu mai sunt al Domnului. Câteva ceasuri în care poți să pierzi ce ai făcut o viață întreagă, să dai peste cap toate angajamentele pe care le-ai luat înaintea lui Dumnezeu. În câteva ceasuri, de cernere. Dar sunt controlate de Dumnezeu. Dumnezeu controlează timpul acesta, dar reacțiile mele le controlez eu. Ce voi face în vremea cernerii? Dragii mei, în vremea cernerii, vremea asta controlată de Dumnezeu ca limitare. Dumnezeu care îngăduie, Dumnezeu folosește vremea asta cernerii. Dumnezeu nu vrea să-și bată joc de noi, Dumnezeu nu vrea să, să ne nenorocească, să ne nefericească, Dumnezeu o folosește. Dacă diavolul vrea să folosească vremea asta cernerii și să ne distrugă, să ne departe de Dumnezeu, Dumnezeu folosește vremea cernerii cel puțin din două puncte de vedere, dragii mei. Sau din două perspective. O folosește ca să ne cunoaștem noi mai bine pe noi înșine. Vă să vă întreb, ce l-ar fi putut face mai bine pe Petru să se cunoască pe sine decât vremea asta cernerii? Știți ce a cunoscut despre sine Petru în vremea asta cernerii? Că nu-i așa de puternic cum se crede. Nu v-ați uitat câteodată la un membru de Biserică? care a făcut ceva într-o anumită circunstanță și a zis, eu dacă aș fost acolo, n-aș fi făcut asta. Vi s-a întâmplat? Eu n-aș fi păcătuit cum a păcătuit el. Eu n-aș fi zis vorba aceea. Eu n-aș fi făcut gestul acela. Pentru că eu sunt mai tare. Petru a descoperit că nu e așa de tare. A zis, mă duc în temniță, mă duc la moarte și în fața unei ce zice, eu nu-l cunosc. Cât de tare ești, Petru? și a cunoscut că el nu este superior celorlalți tovarăși, celorlalți frați. A zis el, chiar dacă ei te părăsesc, eu cu niciun chip, adică eu nu sunt ca ei. Zicea fariseul înaintea lui Dumnezeu când stătea lângă vame și îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Ceilalți oameni. Și s-ar putea, putea întâmpla să treacă prin capul nostru că doată în viață gândul, eu nu sunt ca ceilalți din biserică, sunt altfel. Dragii mei, și fariseul acela trebuie să, să afle că este ca ceilalți oameni. Păcătos, care nu se poate izbăvi singur și are nevoie de neprihărire de la Dumnezeu. Să-l considere Dumnezeu neprihănit. Dragii mei, în situația aceasta Dumnezeu care îngăduie vremea cernerii o folosește să ne cunoaște mai bine. Și acolo dragii mei, când Petru s-a cunoscut pe sine, că nu-i puternic, că nu-i superior celorlalți, a cunoscut că are nevoie de susținere spirituală, că în vremea cernerii nu se, nu se descurcă singur. În vremea când viața presează, ai nevoie de cineva care să te susțină, care să fie lângă tine. A zis Domnul: Eu m-am rugat pentru tine, avea Petru nevoie de susținere asta, frații mei, sau nu avea nevoie. Ce ziceți? Sigur că avea. A zis Domnul Isus Hristos către către ucenici: Sufletul meu este cuprins de o întristare ca de moarte. Și-a luat pe trei dintre ei, în momentul acela și a zis, vecheați aici împreună cu mine în rugăciune. Am nevoie de susținere voastră. Petru a, vrat, a aflat care e nevoie de susținere. Sunt aici în biserică, au stat și Lidia a recunoscut în scrisoarea aceea ce mult a făcut susținerea când a fost presată de viață de vremea asta cernerii, dragii mei, îngăduită de Dumnezeu. A recunoscut ce ce nevoie a avut de această susținere și cât de puternic a încurajat-o susținerea. Pentru că acolo când treci prin cernere, descoperi că ai nevoie de susținere. Și nu doar că ai nevoie de susținere. Descoperi că ai nevoie de har de la Dumnezeu. Deci, mei, în vremea cernerii, s-ar putea să reacționăm nepotrivit uneori. Când ne mănâncă, dragii mei, cancerul pe dinăuntru sau când o ispită dă peste noi și ne trezim cine știe în ce circunstanță, dragii mei, s-ar putea să reacționăm, știți ce zicea eu către prietenii lui? Că cel care suferă are drept la mila prietenilor, ca chiar dacă părăsește frica de cel prea înalt. au auziți, frații mei? Chiar dacă în suferință, în cazul prin care treci, ai reacționat nepotrivit, Descoper că în vremea aceea ai nevoie de har de la Dumnezeu. Și, dragii mei, Petru în această vreme a cernerii a descoperit că are nevoie de har. Când a cântat cu coșul, de undeva de pe terasă, Domnul s-a uitat la el. V-ați gândit vreodată că atunci când ați suferit și ați cârtit sau când ați trecut printr-o printr-un alt fel de suferință, prin, prin alt fel de ciur al cernerii. Și ați reacționat nepotrivit. V-ați gândit că din cer cineva se uită la dumneavoastră cu har? V-ați gândit? Dragii mei, când cel care suferă s-ar putea să părăsească pentru un moment frica de Domnul, n-are nevoie doar de mila Prietenilor, are nevoie de mira lui Dumnezeu. Adică de har de la Dumnezeu. Și Dumnezeu este Cel care dă har, slăvit să fie numele Domnului. Dar, dragii mei, Petru n-a descoperit acolo doar că uh, are nevoie de susținere sau are nevoie de har. A descoperit că are nevoie de pocăință. Frății mei, orice om al lui Dumnezeu își rezolvă căderile ca orice altul, prin pocăință. Nu poți să să-ți rezolvi altfel, chiar dacă ai stat foarte aproape de Domnul o viață. Dragii mei, nu pot să-ți rezolvi căderile altfel, decât tot prin pocăință. Și Petru a aflat în vremea cenerii și a prăbușirii lui, care nevoie de pocăință. Cineva spunea despre, despre Petru că a fost tare din punct de vedere fizic. Era pescar și arunca meleaja, aduna meleaja, da? A fost tare în credința lui o vreme, atunci când v-am spus, a mărturisit că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și atunci când a pășit peste marginea corobiei să meargă pe ape. A fost, dragii mei, tare din alte puncte de vedere. Dar spunea persoana aceasta următorul lucru. Petru a fost cel mai tare atunci când a ieșit afară și a plâns. Întreba persoana aceasta, e normal pentru un bărbat să plângă? E normal pentru un bărbat ca Petru să plângă? E normal? Ascultați-mă. Un bărbat este cel mai tare atunci când plânge recunoscându-și greșelile. Un bărbat este cel mai tare atunci când plânge pocăindu-se. Atunci e tare un bărbat. Și Petru a descoperit care e nevoie de această tărie a pocăinței, să iasă afară, să plângă cu amar. Slăviți să fie numele Domnului. Nu deci știu dacă mai pot să mai spun încă un lucru, de mei. Vremea asta a cernerii este o vreme a provocărilor vremea asta ne provoacă umblarea noastră cu Isus. Ascultați-mă, Domnul Isus Hristos l-a chemat pe Petru, a zis vino după mine și din momentul acela Petru a fost foarte aproape de Domnul. În compania lui. Era mereu prezent aici, era mereu prezent acolo, a fost mereu în prezența Domnului, în părtășea Domnului, aproape de Domnul. În grădina Ghețimare a fost aproape de Domnul. Dar înainte de asta, pe munte, a fost împreună cu Iacob și cu Ioan aproape de Domnul și a văzut arătarea aceea slavei lui Dumnezeu. Și a venit vremea cernării. Și a scrie aici cuvântul acesta, Petru îl urma de departe. Tu care ai fost aproape de Domnul trei ani și jumătate, în vremea cernerii te-ai de El. Se întâmplă asta în vremea cernerii, dragii mei. Să te îndepărtezi de Domnul. Provocați în urmarea noastră. Suntem chemați să-L urmăm pe Domnul de aproape? Provocați în preocupările noastre. Vreau să vă spun că până în momentul acesta al cererii, sau în aceste perioade, Petru a fost preocupat de Domnul, de lucrarea Domnului. În momentul acesta, acesta cernerii, n-a mai fost preocupat atât de mult de Domnul, cât a fost preocupat de sine și de confortul lui. Stătea lângă foc să se încălzească. Stătea departe ca să fie în siguranță. Era preocupat de sine și de siguranța lui. Să nu cumva să mi se întâmple mie ce îi se întâmplă lui, adică a Domnului Iisus Hristos. Vreau să mă opresc aici, dragii mei. Mă rog, Domnule, să ne binecuvinteze. Nu uitați, la cina Domnului. Domnul Iisus Hristos a făcut două prevestiri. Una care prevestea vremea care vine peste El, peste Fiul lui Dumnezeu și vremea care vine peste ucenici, peste urmașii Domnului, vremea cernerii. S-ar putea să fiți unii de aici acum în vremea cernerii. Să fiți testați, dar nu uitați, Dumnezeu îngăduie. Să fiți provocați, nu uitați, Dumnezeu îngăduie. S-ar putea unei să treceți mâine prin vremea cernerii. Nu uitați, Dumnezeu o să o îngăduie. Pentru că acolo, în vremea cernerii, noi ne cunoaștem mai bine. Știm că nu suntem așa de puternici cum am crezut că suntem. Și știm că avem nevoie de susținere. Și biserica aceasta e aproape să susțină pe cei care trec prin vremea cernerii. Dumnezeu, dragii mei, este cel care este aproape. Avem nevoie de har de la Dumnezeu, că s-ar putea să, prin cuvintele noastre, prin gesturile noastre, prin gândurile noastre, în vremea cererii, să facem ce noi după vei Domnului. Dumnezeu să se poarte cu har, cum s-a purtat și cu Petru. Amin. Și avem nevoie de pocăință, de lucrurile acelea care nu le-am gestionat cum trebuie în vremea cererii, să ne pocăim și Dumnezeu din cer ca lui Petru, cu siguranță ne dă iertare. Slavit să fie numele Domnului. Amin.